Este o mare bucurie că noi suntem împreună și mai ales suntem la ultima seară. Vreau să spun, frații mei, Dumnezeu a fost împreună cu noi? Amen. Nu este ceva deosebit despre omul negru în afara de faptul că el este negru. Asta este diferența care există. Dar vreau să spun, frații mei, apropiem de sfârșitul de această evangelizare. Vreau ca noi să fim mai apropiat de Dumnezeu. Amin? Luați loc, așteptam numai puțin și după aceea mergem împreună. Vreau să spun, frații mei, în această timp, Dumnezeu abia așteaptă ca noi să fim mântuiți în împărăția Lui. Amin? Când noi citim în cartea Lui Apocalipsa, Apocalipsa capitolul 1, versetul 7, Biblia spune așa, Apocalipsa capitolul 1, versetul 7. Ce spune Biblia? Aha. Iată că El vine pe nori. Și? Și orice ochi îl va vedea. Și? Și cei ce l-au străpuns. Și? Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da, amin. Amin? Vreau noi să înțelegem, frații mei, Hristos vine și El vine în curând. Haideți împreună în cartea lui Apocalipsa, capitolul 22, versetul 12. Apocalipsa 22, versetul 12. În sfârșit, acasă. Ce spune Biblia? Aha. Iată, eu vin curând. Iată, eu vin curând. Și răsplata mea este cu mine ca și să răsplata dau... mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Amin. Vreau să spun, frate mei, când Biblia spune El vine în curând și răsplata este cu El ca să dăm fiecăruia după faptele lui, seamnă orice persoană care este aici într-o zi va trebui să dea socoteala de lucrurile pe care El a făcut, fie bine, fie rău. Amin? Dar vestea bună este, vine cetatea cea sfântă, Ierusalem, care va veni din cerul. Amin, frații mei? Aceasta cântare este cântare pe care eu îmi place foarte mult, dar acum nu am vocea și vreau să cânte această cântare cu vocea mea răgușit. Dar vreau ca noi, în această timp, să gândim foarte, foarte mult despre această cântare. Numai că când va cânta, va cânta în limba engleză, pentru că acolo înțeleg mai bine. Dacă nu merge vocea, atunci voi puteți să spuneți amin unde voi sunteți. Amin? All right. Last night I lay on sleeping, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem beside the temple then. I heard the children singing, and ever as they sang, methought the voice of angels from heaven in answer rang. Methought the voice of angel from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem, hark the angels sing, Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And then methought the dream was changed, the streets no longer rang, as dwelt the glad hosannas, the little children sang. The sun grew dark with mystery, the
The moon was lone and chill as a shadow. The ghost arose upon a lonely hill. The shadow, the cross arose upon a lonely hill. Jerusalem, Jerusalem, hark, hear the angels. Once again, the dream was changed. New Eden seems to be. I saw the holy sitting beside the tideless sea. The light of God was on the throne. The gates were open wide, and all who might enter, and no one was denied. No need of moon, no stars by night, no sun to shine by day. It was the new Jerusalem, but who not was away. It was the new Jerusalem. Mulțumim. Cântarea aceasta îmi place pentru că reamintește pe mine ca într-o bună zi va veni Ierusalim care va cobori din cer. Amin. Și acolo toți nu vom aduna pentru evangelizare. Vom aduna pentru bucuria. Amin, frații mei. Welcome, my brother. Very happy to see you. Știi, este o mare bucurie când vede pe cineva de acasă. Frații mei, în această seară, vreau să spun cum noi deschidem Biblia. În Apocalipsa, capitolul 22, versetul 12, Domnul Iisus Hristos spune: iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dăm fiecăruia după faptele lui. Amin? Când El va veni din ceruri, vreau să spun, frații mei, seamnă fiecare persoană va fi copt. Copt pentru mântuirea sau copt pentru pierzare. Dar rugăciunea mea este aceasta: România trebuie să fie copt pentru mântuire. Amin, frații mei. Pentru că Dumnezeu a pregătit toate lucrurile acestea pentru noi. Am citit versetul acesta. Vă citesc încă o dată în cartea lui Matei, capitolul 24. Matei 24, versetul 29 până la versetul 30. Ce spune Biblia? Matei 24, 29 până la 30. Aha. Îndată după acele zile de necaz, da? Soarele se va întuneca și luna nu-și va mai da lumina ei și stelele vor cădea din cer, da? Și puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Da? Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului
cu putere și cu o mare slavă. Biserica, amin? Întrebarea este, când va veni Domnul Iisus Hristos, va fi secret, da sau nu? Nu! Pentru că am citit împreună, în Apocalipsa 1 cu 7, Biblia spune, iată, El vine pe nori și orice ochi vor vedea. Amin, frații mei? Orice ochi. Există oameni care zice, a, după ce deja ai murit, pac, ai plecat în cerul. Nu este biblic. Când oricine persoană moare, fie hoț, fie pastor, intră în groapă, s-a terminat cu el până ziua cea mare când va veni Domnul Iisus Hristos. Amin, frații mei? Nu contează cât de bun ai fost, pentru că Biblia spune foarte clar. În cartea lui Fapte Apostol, capitol 2, versetul 29 și versetul 34, spune nouă unde este prietenul lui Dumnezeu, adică David. Hai să citim împreună. Aha. Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraților, ca să vă spun fără sfială că a murit, da? Și a fost îngropat. Și? Și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua până de astăzi. Până în ziua de astăzi, versetul 34. Și? Căci David nu s-a suit în ceruri. Mulțumesc! Întrebarea este, David este în ceruri astăzi, da sau nu? Nu, nici Avram. Avram nu este în ceruri. Avram este aici pe pământ. Amin, frații mei? Dar ei așteaptă singura zi. Ioan capitolul 6, versetul 40. Să nu uitați, frații mei, astăzi marele nostru preot este unde? Unde? În cerul. Cine este aceasta? Domnul Iisus Hristos. Este în cerul pentru cine? Pentru tine și pentru mine. Amin? Dar este în cerul doar pentru păcătos pocăit. Amin? De ce? Pentru celor care s-a pocăit, seamnă omul acesta nu mai vrea să continuă în păcatele. Amin, frații mei? Atunci când el cere iertare, Doamne, iartă-mă! Și el spune, el ridică mâinile către tată, se spune, tata, sângele meu, tata, sângele meu. Cu alte cuvinte, el spune, a murit pentru persoana aceasta. Amin, frații mei? Este o veste bună ca să știm că în cerul avem pe fratele nostru mai mare, pe Domnul Iisus Hristos. Uitați ce este scris în Biblia, haideți împreună. Ce spune Biblia în cartea lui Ioan, capitolul 6, versetul 40? Ce spune Domnul Iisus Hristos? Aha. Voia Tatălui meu este? Este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică. Și eu? Și eu îl voi învia. Când? În ziua de apoi. În ziua de apoi. Amin, frate mei, amin? Când cineva a murit acum, primește răsplata? Hai să citim împreună. În cartea lui Evrei, capitolul 11, citim de la versetul 13. Există Abel care a murit. Există Ieremia care a murit. Există Avram care a murit. Există Sara care a murit. Ce spune Biblia? Da? În credință au murit toți aceștia. Tot acestea. Fără să fi căpătat lucrurile făgăduite. Fără să primește făgăduința. Și? Și doar le-au văzut. Doar le-au văzut. Și le-au urat de bine de departe. Mulțumesc! Mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Biserica, amin? După ce tu ai primit promisiune că Hristos va veni să te ia acasă, aici pe pământ, tu vei fi călător și străin pe pământ. Amin, frații mei? De ce să fii călător și străin pe pământ? Versetul 16. De ce să fii străin și călător pe pământ? Ce spune Biblia? Dar dorea o patrie mai bună. Adică? O patrie cerească. Da? De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să fii? Se numească Dumnezeul lor. De ce? Căci le-a pregătit o cetate. Biserica, amin? El a pregătit cetatea pentru cine? Oricine care vrea să fie mântuit. Amin, frații mei? Vreau să spun, oricine care va pierde cerul, vreau să spune, va fi foarte dureros la inima lui Domnul Iisus Hristos. De ce? Pentru că în inima lui Domnul Iisus Hristos numele tău există. Amin?
El a murit pentru tine, a avut pe tine în inima. El abia așteaptă să vede pe tine, să acceptă pe el, când el va veni să vină să te ia acasă. Amin, frații mei. Ce mare bucurie va fi când tu și eu vor fi mântuit. Hristos așteaptă aceasta, deja a pregătit cetatea pentru noi. Evrei, capitolul 11, versetul 39 și versetul 40. Hai să vedem de ce Dumnezeu nu a dat la Avram, care a murit, deja coroana. De ce nu a dat la Pavel, când a murit? De ce? Ce spune Biblia? Da? Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, da, chiar totuși, dacă a fost lăudat pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. De ce? Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi. Pentru noi? Ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Fără noi. Ascultați-mă, frații mei. Dumnezeu vrea ca și ei și noi să primim această bucurie împreună. Amin, frații mei. De aia, când Pavel vorbește despre lucrul acesta, spune în cartea lui 2 Timotei, capitolul 4, versetul 7 și versetul 8. Ascultați cu mare atenție. Pavel a fost gata să moară, dar el spune această cuvinte. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 7 și versetul 8. Să nu uitați, frații mei. Asta este ultima scrisoare a lui Pavel, pe care el a scris. Hai să citim. Ce spune Biblia? Aha. M-am luptat lupta cea bună. Da. Mi-am isprăvit alergarea. Da. Am păzit credința. Am păzit credința. Și? De acum mă așteaptă cununa neprihănirii. Că? Pe care mi-o va da în ziua aceea. În ziua aceea. Domnul... De cine? Domnul judecătorul cel drept. Da? Și nu numai mie. Nu numai mie. Ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Biserica, amin. Cu alte cuvinte, Pavel spune: eu v-am primit în ziua aceea, nu acum când eu mor. Nu. El spune: eu voi primi în ziua aceea, nu numai eu, și voi, amin, frații mei, omenile la răscruce. Dumnezeu să ajute pe noi astăzi la această răscruce, fiecare dintre noi să alegem calea spre cer. Amin, frații mei. Hristos, cu bucuria, ne așteaptă acasă. Cu bucuria Hristos, mai bine să explice lucrurile acestea, să fie foarte clar. Haideți în cartea lui Evrei. Evrei, capitolul 12, versetul 2. Ce spune Biblia? Evrei 12, versetul 2. Ce a putut să face pe Hristos să rămâne tare în credință când a fost scuipat, când a fost bătut, când a fost smuls baiba, când a fost pus pe cruce? Ce a făcut pe el să rămâne tare în încercare? Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Da. Adică la Iisus. Adică la Iisus. Care pentru bucuria, scuze, care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Da. Ascultați-mă, frații mei. De ce Hristos a răbdat toate biciuire, toate cuie, toate palmeri care a fost dat la el? De ce el a răbdat aceasta? Biblia spune, pentru bucuria care a fost pus în fața lui, el a răbdat toate. Care bucuria? Isaia 53, versetul 11. Care bucuria pe care Hristos a avut când el era la cruce? Care bucuria? Hai să citim împreună. Aha. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Stop! Hristos știa cu lupta pe care eu am aici. El spune, în timpul aceea când vor vedea pe tine și pe mine mântuit, Hristos a văzut când el era pe drum spre Golgota, pe drum spre final moartea lui. Când el a strigat cu durere sufletească, a strigat: Tatăl meu, Tatăl meu, de ce m-ai părăsit? Pentru prima dată, Dumnezeire a fost despărțit, când întotdeauna a fost împreună. Dar datorită păcatele noastre, ale tale și ale mele, Hristos a trebuit să fie despărțit de Tată. Era îngrozitor. Nu pot să uită, când am intrat în România,
Și cu aceasta doi copii, Simba și Nyasha. Simba 10 ani, Nyasha 5 ani. Și când a venit mesaj, că uitați copiii aceasta, nu au viza potrivit, trebuie să plece înapoi la Africa. Când eu am gândit, acum familia mea a venit, acum suntem bucuros. Știi ce, frații mei? A fost foarte dureros. Dumnezeu a făcut minune și am trebuit să face rugăciune cu ei în pădure. Am mers în pădure cu doi băieți, am genuncat, am început să se roage împreună cu ei, pentru că acum am trebuit să fi despățit, dar pentru câteva vreme. Și în această timp, când m-am rugat, era noapte, nu pot să uite în această timp. Și moment când eu m-am rugat, am zis amen. Nyasha, când a avut 5 ani, a început să plunge hohot în această noapte. Acum vom fi despățit de tată. Timpul acesta, el nu a vrut, nu a dorit să fie despățit de tata. Dar tata știa, după câteva momente, vom fi încă o dată împreună. Ascultați cu mare atenție, frații mei. Gândiți-vă despre lucrul acesta. Când Domnul Iisus Hristos a fost despățit de tata, datorită păcatele tale și păcatele mele. Nu știu dacă m-ați înțeles. Este clar, frații mei? Vreau să spun, Hristos a răbdat și această despățire cu singur gând. Într-o zi, eu voi vedea rodul muncii ale mele. Amin, frații mei. Ei vor accepta pe mine și ei vor fi mântuit. Vreau să spun, frații mei, oare tu nu trebuie să faci pe Hristos să fii bucuros astăzi? Tu trebuie să faci aceasta, dorința aceasta de a fi împreună cu Hristos, pentru că și Hristos are această dorință. Și Biblia spune, când El va veni, haideți în cartea lui Matei, capitol 16, versetul 27. Matei, capitol 16, versetul 27. Când vom primi această coroană? Ce spune Biblia? Aha. Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui în tău, slava Tatălui său, cu îngerii săi. Cu îngerii săi. Și atunci, și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Biserica, amin? Este cineva care este în iaft de foc astăzi? Nu. Este cineva care a murit, care este în cerul astăzi? Nu! În afara de trei oameni pe care noi știm, există Enoch care a plecat în viața, există Moise pe care mormântul lui nu a fost văzut pentru că Hristos a înviat. A înviat pe el. Nu știu dacă este românește corect, da? Da? Și după aceea avem și Ilie care a fost luat cu cară de foc, a plecat în cerul. Sigur, există puțini care au ridicat când a înviat Domnul Iisus Hristos, unde este găsit în cartea lui Matei 27, versetul 52 și 53. În afară de aceasta, nu avem raport de cineva care a murit și a plecat în cerul. Oricine așteaptă împreună cu Pavel se primește cu luna. Când? Și Biblia spune, când Hristos va veni cu slava Tatălui și împreună cu îngeri, atunci oamenii vor primi această răsplată. Amin, frații mei. Dar să nu uitați, celor care vor primi această răsplată sunt celor care sunt obișnuit să fie cu Hristos astăzi. Amin, frații mei. În cartea lui Ioan, capitolul 11, versetul 25. Ioan 11, versetul 25. Ce spune Biblia? Aha. Iisus i-a zis. Iisus i-a zis. Eu sunt învierea și viața. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine. Cine crede în mine. Chiar dacă ar fi murit. Chiar dacă va muri. Va trăi. Va trăi. Amin, frații mei. Cu alte cuvinte, tu și eu astăzi trebuie să credem în El. Chiar dacă noi vom muri, Hristos va veni. Amin, frații mei. Când El va veni, Biblia este foarte clară. Mulțumesc, fratele meu. Mulțumesc. Când El va veni din cerul, uitați cu mare atenție, frații mei, când Hristos va cobori din cerul, va fi cea mai mare bucurie. Matei, capitol 25, versetul 31. Ce spune Biblia? Matei 25, versetul 31. Începe cu versetul 30 și după aceea 31. Ce spune Biblia? Aha. Iar pe robul acela netrebnic, da? Aruncați-l în întunericul de afară. Da? Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Dar versetul 31, haideți. Când va veni Fiul omului în slava sa. Când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri,
va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Biserica, amin? Când va veni Fiul Omului, cu câți îngeri, frate, mi-a spus, cu câți îngeri? Am pierdut pe voi. Câți îngeri? Toți! Cu alte cuvinte, cerul va fi golit de îngeri. Nu mai se vine să ne ia acasă. Amin, frații mei. Cerul va fi golit de îngeri. Unii pune întrebare, de ce omul negru ne tubură în fiecare seară? Vreau să merg în cerul. Amin, frații mei. Și de aia vreau și voi și noi să mergem împreună. Vreau să spune, într-o zi vorbea cu copiii mei, Tapi, Rufi și Tino, asta cei mici. Și când vorbea cu ei, am spus, acum mă duc la evangelizare. Și într-o zi zice, tată, iarăși tu pleci? Și am știut că am o lucrare de făcut. Am luat pe ei, am adunat pe ei să fie lângă mine. Și am zis, uitați copilași, noi mergem în cerul, dar vrem să plecăm în cerul cu încă alți oameni în cerul. Și atunci tatăl vostru trebuie să merge, să predice la alți, ca și alți oameni să pot să vină împreună cu noi în cerul. Atunci inimile lor a fost potolit. Și după aceea când am zis, acum plec, nu pot să uită. Am zis, hai să genuncăm împreună. Am genuncat, m-am rugat și ei s-a rugat rugăciune pe care eu nu pot să uită. Când s-a rugat, a zis, Doamne, fă ca tata oriunde el va merge, unde el va merge, oamenii acolo să pot să ascultă cuvântul lui Dumnezeu și ei să vină împreună cu noi în cerul. Vreau să spun, frații mei, lucrurile acestea a rămas tiparit în mintea lor. Și nu pot să uită într-o zi când am trebuit să ies acum către mașina, că acum plec. Tapi vine lângă mine să spune, tata, mă rog pentru tine. Vreau să spune, lucrurile acestea a rămas în inimă, pentru că am simțit, uitați, copia aceasta, încă să se roage pentru mine și pentru oamenii cu care eu vorbesc. Vreau să spune, frate mei, ce mare bucurie va fi când tu și eu și toți familiile noastre vom fi mântuiți în împărăția cerului. Ce mare bucurie! Vreau să spune, frate mei, merită. Să mergem în cerul. Amin, frații mei. Merită. Nu merită să pierdem timp în viața aceasta. Nu merită să pierdem lucrurile datorită, lucrurile gunoi ai lumii aceasta. Satana joacă cu noi ca noi să fim pierduți. El dă-ne nouă, ascultați cu mare atenție. Nu știu dacă ați văzut pe cineva care a prins păsări. Și după ce persoana aceasta a prins păsări, știi ce ei face? Mai ales aceasta copii, ei lege această păsări cu o frânghie care este mai subțire așa. Și după aceea, păsăre începe să zboară, să crede, acum am plecat. Și ce face celor care are această frânghie? Trage înapoi, iarăși, păsăre, uite și se spune, încă nu am scăpat. Iarăși când simte mai liber, încă o dată zboară, se spune, acum mă duc, nu mai întoarce înapoi. Iarăși celor care are frânghia, începe să trage înapoi, se vine înapoi. Ascultați cu mare atenție, frații mei, Satana astăzi a legat pe noi cu frânghia lui. Și ținta lui este ca nimeni să nu fie mântuit. Dar slava Domnului, Hristos a rupt lanțurile lui Satana. Noi putem să plecăm în seara aceasta, liberi în Domnul. Amin, frații mei. Putem să plecăm înapoi acasă, liberi în Domnul. Dar tu și eu trebuie să luăm hotărâre. Am învățat lucrurile din Biblie. Am încercat să nu evita subiect, chiar dacă era foarte delicat. Pentru un singur scop. Ca tu și eu să fim mântuiți în împărăția lui Dumnezeu. Și Biblia spune, când Hristos va veni cu toți sfinți îngeri, ce va face Hristos? Haideți în cartea lui Matei 24, versetul 31. Ce spune Biblia? Aha, Matei 24, 31. Da? El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare. Da, și? Și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi. Da? De la o margine a cerurilor până la cealaltă. Mulțumesc! Cu alte cuvinte, ce vor face aceasta îngeri? Îngeri vor merge și se cheamă pe copiii lui Dumnezeu. Haideți la această căruță cerească să plecăm acasă. Gândiți-vă despre lucrurile acestea, frate mei. Îngeri păzitor al tău.
se vine la tine și se spune: Sergio, tatăl tău te cheamă, haideți acasă. Godfrey, tatăl tău te cheamă, haideți acasă. Roxana, tatăl tău te cheamă, haideți acasă. Și îngeri păzitori se vine să ne ia împreună, să intrăm în această cara cerească și să fii pe drum spre cer. Ce mare bucurie va fi! Frații mei, vreau să spun lucrul acesta. Unii spun: oh, omul negru este entuziasmat pentru nimicurile. Ascultați cu mare atenție, frații mei. Hai să punem lucrul acesta în mod logic. Cine cred că Iisus a venit și a murit pe cruce? Sincer, mâna sus. Mulțumim! Dacă Hristos a venit, a murit pentru noi. Întrebarea este: misiunea lui a fost ușor sau a fost greu? Spuneți-mi. Foarte greu. Dar dacă Hristos a venit la prima misiune și a fost greu, dar totuși a venit și a împlinit aceasta, ce pot să oprește pe el să împlinește a doua venire, când va fi cu slava, cu toți îngeri, cu bucuria, cu toate lucrurile acestea? Ce pot să oprește a doua misiune să nu fie împlinit? Nimic! Frații mei, vine Domnul Iisus Hristos. Vorbesc lucrurile acestea pentru că eu cred din toată inima. În curând, când el va cobori din cer, în 1 Tesalonice capitolul 4, haideți împreună. 1 Tesalonice capitolul 4, versetul 16 și versetul 17 și versetul 18. Ce spune Biblia? Aha. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu un strigătul, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, mulțumesc, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Întâi vom învia cei morți în Hristos și apoi noi cei vii, care vom fi rămas, da, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Atunci? Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Biserica, amin? Să nu uitați ce a zis Domnul Iisus Hristos: mă duc să vă pregătesc un loc, în Ioan capitolul 14. După aceea mă voi întoarce, să lua pe voi cu mine, ca oriunde eu sunt și voi să fiți acolo. Amin, frații mei? Și Biblia spune atunci, când atunci? Când El va veni cu trumbița, cu glasul unui arhanghel și cu insus Domnul va cobori din cer cu un strigătul. Cu glasul unui arhanghel, cu trumbița lui Dumnezeu, atunci întâi vom via cei morți în Hristos. Amin, frați mei? Întrebarea este, ziua aceasta va fi cunoscut, da sau nu? Unii spune nu. Mulțumesc. Ai, am problema cu oamenii albi. Cum putem să știm dacă ziua aceasta va fi cunoscut? Ascultați cu mare atenție. Unii zice nu, unii zice da. Probabil omul negru nu știe să vorbească foarte bine în limba română. Ascultați cu mare atenție. Hai să citim din Biblie. Ok, mai bine să punem întrebare. Ziua aceasta va fi auzit, da sau nu? Oh, atunci era problema cu omul negru, nu cu oamenii albi. Ok, ziua aceasta va fi auzit. Amin? Audibil, nu știu dacă este românește corect. Audibil, da? Ok, cu această ziua nu va fi secret. Dacă cineva spune tatăl tău a murit, deja este în cerul. Prima întrebare pe care tu trebuie să întrebi este aceasta: a sunat trumbită? Dacă spune nu, ați auzit glasul unui arhanghel? Nu. A coborât Hristos? Nu. Atunci mulțumesc. Tatăl meu nu este în cerul. Tata, unde este tata? Aici, pe pământ. Ce așteaptă? Pentru că când Hristos va veni, atunci întâi vom via cei morți în Hristos și noi cei vii vom fi rapid împreună cu ei, se întâmplă pe Domnul Iisus Hristos în văzduh și astfel vom fi întotdeauna cu Dumnezeu. Amin, frații mei? Când va veni Domnul Iisus Hristos, toate lucrare se va opri. Profesor în clasă va trebui să oprește. Avion care zboară va trebui să oprește.
Vreau să spun, diaconi în biserică va trebui să oprește, șofer de tir va trebui să oprește, judecători în casa, în această cameră de judecată va trebui să oprește, avocat va trebui să oprește, poliția va trebui să oprește. Singura lucru va fi important, venirea Domnului Iisus Hristos. Amin, frații mei, când El va veni, două grupe va fi. Cei mântuit și cei pierdut. Frații mei, vorbesc lucrul acesta din toată inima pentru că eu cred. De ce eu cred? Pentru că am văzut profețiile scris din Biblia aceasta, care a fost împlinit. Amin, frații mei, amin? A fost profetizat înainte să se întâmple și a fost împlinit. Acum noi așteptam a doua venire a Domnului Iisus Hristos, care va fi împlinit. De aia cred din toată inima, Hristos vine și vine în curând. Amin, frații mei. Și nu numai aceasta, când Hristos va veni, întrebarea este, există cineva care știe ziua și ceasul? Haideți împreună în cartea lui Matei 24, 36. Să nu cumva cineva spune, fratele Godfrey a zis, Hristos vine în anul 2016. Uitați ce este scris. Aha. Despre ziua aceea... Și despre ceasul acela, da, nu știe nimeni. Da, nici îngerii din ceruri, da, nici Fiul, dar, ci numai Tatăl. Mulțumesc. Întrebarea este, dacă Tata știe, alo, 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 dacă Tata știe despre această ziua, întrebarea este, ziua aceasta, a doua venire a Domnului Iisus Hristos, există sau nu există în calendar cerească? Există? Da! Cum putem să știm că există? Pentru că Tata știe ziua. Amin, frații mei, amin? Dacă era scris, nimeni nu știe, nici Tata, nici Fiul, nici Înger, nimeni. Noi putem să spunem, ups, suntem pacaliti. Dar dacă Tata știe, seamnă ziua aceasta există. Amin, frații mei? Este ca și cum astăzi cineva se spune, nimeni nu are cheia de bucătărie în afara de mama. Dacă vrei să intra în bucătăria, ce trebuie să faci? Negociază cu cine? Cu mama. De ce? Pentru că mama are cheia. Nu știu dacă m-ați înțeles. Este clar aceasta. Dacă noi vrem să intrăm în împărăția cerului, hai să negociăm cu Tatăl nostru care este în cerul. El este interesat de mântuirea noastră. Amin, frații mei. În sfârșit acasă, în curând, toată această mizerie, toată această bolile, toată această problemă în Franța, toată această problemă în București, toată această problemă în orice, la glob, pământul acesta, va veni la sfârșit, la a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Capitan, soldați, cu toate mitraliele, cu bombele, când va veni Domnul Iisus Hristos, vreau să spun, frații mei, toate lucrurile acestea va fi aruncat și toți vor zice, iată este Domnul nostru pe care noi am așteptat timp foarte lung. Amin, frații mei, pentru celor care va fi pregătit, va fi o mare bucurie. În Isaia 25, versetul 9, vreau să spun, frații mei, asta este culminant ai credința noastră, a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Ce spune Biblia? Aha, în ziua aceea, vor zice, ce? Iată, iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Și? Acesta este Domnul în care ne încredeam. Hei! Acum să ne înveselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Biserica, amin! Oameni buni, eu vreau ca voi și eu să fii în același categorie, amin? Care vor bucura în ziua aceea. Când Hristos în această zi va veni, întrebarea este, celor nu vor fi pregătiți, ce vor face? Există oameni care încă închină la idol astăzi. Nu contează, pot să fii Maria, nu contează, pot să fii Iisus, nu contează, pot să fii Ioan, nu contează, pot să fii Petru, nu contează, pot să fii Iacov. Dar dacă închină înaintea aceasta, întrebarea este, ce vor face oamenii aceasta cu această idol? Haideți în cartea lui Isaia 2, versetul 20. Ce spune Biblia? Isaia 2, versetul 20. Da? În ziua aceea. În ziua aceea. Oamenii își vor arunca idolii de argint și idolii de aur pe care și făcuseră ca să se închine la ei. Unde? Îi vor arunca la șobolani și la lilieci. Hei! Ascultați cum are atenția, frații mei. În această timp, ce vor face oamenii aceasta cu această idol?
Va fi cineva care va spune, acum vreau să închină înaintea idolului aceasta, va fi cineva? Nu! Încă o dată vreau să spun, frații mei, nu fac concurență cu biserici. Acum este timp pentru noi să înalțăm adevărul și în fiecare dintre noi să crede adevărul. De ce? Pentru că Ioan 8, versetul 32, Biblia spune, vei cunoaște adevărul și adevărul vei face cum, frații mei? Slobos, liber în Domnul. Ce va fi cu celor care nu sunt pregătiți? Biblia spune în cartea lui Apocalipsa, capitolul 6, versetul 15 până la versetul 17. Ce spune Biblia? Da? Împărații pământului și domnitorii, căpetenii oștilor, da? Cei bogați și cei puternici. Da? Toți robii și toți oamenii slobozi. Unde va merge? S-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Ei! Ce vor zice ei? Și ziceau munților și stâncilor, da? Cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie. De ce? Și de mânia mielului. Da? Căci a venit ziua cea mare a mâniei lui. Și? Și cine poate sta în picioare? Frații mei, vreau noi să înțelegem. În ziua aceea, tu vei uita despre poziția ta în societate. Sunt profesor... șef. Sunt director de școală. Sunt pilot. Dar în ziua aceea, poziția nu va ajuta pe tine cu nimic. Amin, frații mei? Amin? O, am bani. Nu pot să vină la biserică, vreau să facă bani. Sefania, capitolul 1, versetul 18. Oare argint și aur vor ajuta pe noi în ziua aceea? Uitați ce este scris. Sefania, capitol 1, versetul 18. Hai să citim împreună. Aha. Sefania. Moment. Am crezut că ceva... nu a mers foarte bine. Ok. Sefania, capitolul 1, versetul 18. Ce spune Biblia? Băieți de la tehnică, hai să fim serios. Uitați ce a scris. Hai să citim împreună. Ei m-au speriat că se spune versetul aceasta nu există. Când eu știa există. Ok. Hai să citim împreună. Sefania, capitolul 1, versetul 18. Ce spune Biblia? Aha. Nici argintul. Nici? Nici aurul lor. Hey. Nu vor putea să izbăvească când? În ziua mâniei Domnului. Hey. Nici aur, nici argint nu va putea să ajute în ziua Domnului. O, frații mei, vreau să pun întrebare. Aur îți face șmecherie ca să face bani? Fără să știe că banii aceasta în ziua aceea. Am vorbit cu niște frații mei ieri, cineva a spus mie, când am fost undeva, a zis, știi ce, fratele meu, noi nu putem să vândem nimic dacă nu face puțin minciună. Nu putem să vândem nimic. Minciuna puțin, se castigă puțin 10 lei în plus și pierde cerul și viața veșnică. Și întrebarea este, cu ce va ajuta pe tine? Nu știu dacă m-ați înțeles, frate, m-ați înțeles? Vreau să spune, nimic să nu stai între tine și mântuirea ta. Amin, frate mei? Nimic! Am problema cu român. Mai bine să spune care este problema de român. Românii știe să face case frumos. A fost la mine. A trasat lucrurile frumos și colțile foarte, foarte drept. Românii știe să... Am stat lângă bătrână, acum nu mai este. Una dintre lucruri pe care m-am plăcut de el este chiar și, cum se zice, chiar și gradina lui a fost așa de ordonat, în așa fel că când tu stătea aici, putea să vede rândurile drept, când merge aici, puțin mai așa, putea să vede rândurile drept, când merge așa, rândurile drept. Și am zis, vai! De unde găsesc oamenii această minte de a pune lucrurile acestea în ordine? Dar există și alta problemă de român.
Români, când ei vor să merge să bea țuică palincă, nu negociază cu soția să spune, oare tu vrei ca eu să bea țuică palincă, vrei? Nu negociază cu soția. Când ei vor să aibă amant undeva, nu vorbesc cu soția să cere părerea. Sunt corect? Da sau nu? Acum nu mai vreau să spun. Ok. Cu alte cuvinte, când face lucrurile acestea, nu cere părerea a cuiva. Când ei vor să face orice alte lucru, nu cere părerea a cuiva. Dar când ei vor să se pocăiască, trebuie să cere părerea în fiecare rude din familie. Nu ați înțeles. Ce spune soția? Ce spune soț? Ce spune copii? Ce spune bunici? Ce spune preot? Ce spune pastor? Ce spune asta? Dar la amant nicio problemă, la fumat nicio problemă, la palinca nicio problemă, la mântuirea. Hai să întrebăm. Satana a așezat acolo la România, acolo. Cum spune român că a băgat coada acolo. De ce? Pentru că el știe. Dacă soțul spune vreau să fii mântuit, Satana bage coada acolo la soția. Soția spune, hai, tu vrei să faci de rușine de mine. Cum adică tu să pleci? Sau dacă soția vrea să plece, atunci Satana bage coada, cum spune român, acolo la soțul. Spune, cum adică tu vrea să dai de rușine ca oameni, toți oamenii să vede că tu astăzi tu ești lângă Hristos. Cum adică? Dar ascultați cu mare atenție, frații mei. Ferice de celor care vor zice, nu contează ce va fi, mă duc la Hristos. Amin, frații mei. Vreau să spun, merită ca noi să rupem toate lanțurile, să mergem în cerul. Rugăciunea mea este aceasta, România trebuie să fie mântuită. Dumnezeu abia așteaptă ca noi să fim mântuiți în împărăția Lui. Și Biblia spune, când El va veni aici, pe pământ, va veni să ne ia acasă. Vreau să spun, frații mei, în timpul acesta, celor care nu sunt pregătiți, ei vor muri datorită razele lumina Lui. Amin, frații mei. Este scris în cartea lui 2 Tesalonice, capitol 2, versetul 8 și este scris în cartea lui Evrei, capitol 12, versetul 29, care spune că Dumnezeu este un foc, cum, frații mei? Mistuitor pentru cei nelăgiți. Dar celor care sunt al lui Hristos, când Hristos vine să ia pe poporul acesta, unde? Acasă. Atunci, în această timp, aici pe pământ va rămâne nimeni în afara de Satana și îngerii lui. Toți oamenii vor fi morți. România, noi care mergem în ceruri, vom urca în această cară și să fim pe drum spre cer. Amin? 7 zile pe drum. Și când noi vom ajunge în cerul, ascultați-mă, frați mei, când noi vom ajunge în cerul, porțile deschis de Tatăl Cerească, în această timp, înainte să intrăm acolo, în primul rând, trebuie să intre acolo îngeri, să lua coroana, să aduce afară, să dea la Domnul Iisus Hristos și noi cu mâinile noastre și Domnul Iisus Hristos va veni, se cheamă în fiecare persoană pe nume și va fi dat coroana al tău. Amin, frați mei, abia așteaptă ca ziua aceasta se vine. Și după aceea vom sta într-o aceasta, cum se zice, square, cum pot să spune square? Ca? Careu. Și când noi vom fi așa, Hristos în mijloc, cu această urmere Lui asupra noastră, în această timp, fiecare persoană va fi dat arifă și va începe să cânte cântare de bucurie. Și în fiecare persoană va avea aceasta, cum să zicem, ramuri de... Ok. În mână. Și în fiecare, această ramură va arata că eu am biruit prin Domnul Iisus Hristos. Amin, frații mei. Va fi o mare bucurie. Și când noi vom intra acolo, vom întâlni cu Tatăl. Și când noi vom vedea cum El este, noi vom înțelegem rugăciunea Tatăl nostru. De ce noi m-am rugat și am zis Tatăl nostru care este în cerul? Atunci vom înțelege mai clar că sigur Tatăl nostru care este în cerul este vrednic de toate închinare. Amin, frații mei.
Vreau să spun, grădina cea mare, Eden rănoit, va fi văzut. Când va fi văzut, Adam va uita acolo să spune. Și Domnul Iisus Hristos va spune, Adam, bine ați venit înapoi. Acum este Eden renoit. În această timp, Adam va merge acolo. Și Domnul Iisus Hristos invită pe el. Dar Adam, când vor vedea această grădină frumos și se uite pe palmele lui Domnul Iisus Hristos, există această semnele de cui, în loc să cade în brațele lui Hristos, va cade exact la picioarele lui, se spune vrednic, vrednic, vrednic este mielul care a fost înjunghiat. Amin, frați mei, vreau să spun, va fi o mare bucurie. În această timp Hristos va striga, s-a sfârșit, s-a sfârșit, s-a sfârșit, în sfârșit acasă. Frați mei, rugăciunea mea este aceasta. Tu și eu să nu lipsit la această loc, amin, frați mei, să nu lipsit la această întâlnire. Și Biblia spune în cartea lui Coloseni, capitolul 3, versetul 5 până la versetul 9. Coloseni, capitolul 3, versetul 5 până la versetul 9. Ce spune Biblia despre oameni care nu vor intra acolo? De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Oameni buni, omoriți-vă toate mădurare care sunt aici pe pământ. Ci? Curvia, necurăția, hey, patima, da, poftarea, da, și lăcomia, da, care este o închinare la idol. Haideți! Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Da, și? Din numărul lor erați și voi odinioară. Voi erați voi dinoara, dar? Când trăiați în aceste păcate. Da. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. Adică de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Da. Nu vă mințiți unii pe alții. De ce? Întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi. Și? Cu faptele lui. Da. Și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou. Ei! Care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Biserica, amin? Frații mei, astăzi trebuie să fim îmbrăcat cu Domnul Iisus Hristos. Amin, frații mei? Să lăsăm toate lucrurile astea. Cerem iertare, El ne ierte. Scrie numele noastre în cartea vieții. Și de la azi încolo El spune, eu sunt cu voi până la capăt. Amin, frații mei? Hristos vrea ca noi să fim mântuiți. Frații mei, cine vrea să fie mântuit în mijlocul nostru? Eu sunt una din mijlocul vostru. Dar ascultați cu mare atenție. Vreau numai 5 minute în această timp. Ascultați cu mare atenție. Ce spune Biblia în cartea lui Marco, capitolul 16, versetul 16? Ce spune Biblia? Da? Cine va crede și se va boteza, și va fi botezat, va fi mântuit. Va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Cine va crede și va fi cum, frați mei? Botezat. Alo. Cine va crede și va fi cum? Botezat. Va fi cum, frați mei? Va fi mântuit. Tereza, este Tereza aici? Tereza? Unde este Tereza? Tereza sau? Nu, este Tereza mică, un bebeluș așa. Probabil nu am reținut. Este un bebeluș așa. Mica Tereza, nu ies aici? Am vrut numai un bebeluș să vină aici la mine. Biblia spune foarte clar, cine va crede? Sora, ok. A dormit? Dacă a dormit, nu mai merge. Sora, puteți să veniți cu bebea asta? Haideți la mine. Biblia spune foarte clar. Cine va crede? Cine va fi botezat, va fi cum, frați mei? Mântuit. Hai să vedem dacă tu ești prieten cu omul negru. Hai, ce faci? Bine. Wow! Ai văzut? Omul negru are priză. Ascultați cu mare atenție. Ok, când te cheamă? Eva, pocăiește-te. Uite, acum eu predică în această biserică. Tu trebuie să se pocaiasă. Să nu fur, să nu ucizi, să nu poftește, să nu minți.
să nu închină la idol. Și după aceea, dacă a luat pe beba aceasta, bum, am băgat în apă. Întrebarea este, beba aceasta a înțeles ceva, da sau nu? Nu. S-a pocăit, da sau nu? Nu. Întrebarea este, Marco 16, cu 16, poți să aplică la bebeluși, da sau nu? Nu. Pentru că Biblia spune, cine va crede și va fi botezat, aceasta va fi, cum frații mei, mântuit. Cu alte cuvinte, nu există botez ai copii în Biblia. Amin, frații mei. Cine a înțeles pe mine la punctul acesta? Mulțumesc, mulțumesc, sora. Bebeluși nu pot să se pocăiască. De ce? Pentru că nu pot să înțelege. Să se pocăiască din ce? Dacă bagă în apă, el pune întrebare. De ce omul negru bagă pe mine, spală pe mine așa de dimineață? Pentru că știe că nu există. El, copilul acesta, nu înțelege că acum eu fac botez. Ce copil simte este doar apă care a venit la el. Ascultați cu mare atenție. Biblia spune foarte clar. Trebuie să credem și după aceea să fii botezat. Amin, frații mei. Și tu trebuie să spune cu gura ta, Doamne, eu vreau să fii mântuit. Amin? În cartea lui Ioan, capitolul 3, 23. Ioan 3, 23. Ce spune Biblia? Ioan 3, versetul 23. Da, Ioan? Ioan boteza și el în Enon. Da. Aproape de Salim. Și? Pentru că acolo erau multe ape. Mulțumesc! Acolo era multe apă. Amin, frații mei. Botez are nevoie de multe ce, frații mei? Apa. Pentru că astăzi există multe tipuri de botez, alți cu furtună, alți bagă în apă de 3, de 7 ori, alți cu, depinde de numărul de păcatele pe care persoana are. Alți folosesc sângele de porumbei, alți stropește la cap, alți face cruce. Întrebarea este, oare toate aceasta sunt metodele lui Hristos de botez? Nu! Singura este metoda. Cum Hristos a fost botezat. Și Ioan boteza la Ainon. De ce? Pentru că acolo există multe apă. Amin, frații mei. Dacă exista multe apă, întrebarea este, ce înseamnă multe apă? Cineva zice, multe apă. Am beut multe apă. Alt spune, am notat în multe apă. Al spune, am uzit în grădină cu multe apă. Al spune, vapor a fost la multe apă. Întrebarea este, ce înseamnă multe apă? În cartea lui Fapte Apostol, capitol 8, versetul 35 până la 39. Ce spune Biblia despre multe apă? Apa care este important pentru botezul al tău, cât de mult trebuie să fie? Haideți, aha. Fapte Apostol 8, versetul 35 la 39. Ce spune Biblia? Aha. Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Da, și? Pe când își urmau ei drumul, da, au dat peste o apă. A ajuns la apă și? Și famenul a zis. Ce a zis? Uite apă. Uite apă. Ce mă împiedică să fiu botezat? Mulțumesc și? Filip a zis. Filip a zis. Dacă crezi din toată inima, dacă se poate. Crezi din toată inima, cum, frate mei? Se poate. Și? Famenul a răspuns. Da. Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Biserica, amin? Vreau să spun în această timp, pot astăzi un copil care a fost aici să crede în Domnul Iisus Hristos? Pot? Nu! Pot copilul acesta spune, acum eu cred în Domnul Iisus Hristos. Chiar dacă spune, inima nu spune același lucru. Botez copiii. Nu este biblic. Ce înseamnă multe apă? Acum uitați ce este scris aici. Și după aceea, versetul 38, ce spune Biblia? Da? A poruncit să stea carul și s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Stop! Ce înseamnă multe apă? Unde botezatori și cel botezat cobor în apă? Amin, frații mei? Amin? În afară de celor care nu sunt sănătos, pe care pot să pune numai în apă când tu ești afară. Dar vreau să spune, normal trebuie să intre cel care se botează și cel care va fi botezat, se coboră amândoi în apă. Aceasta înseamnă multe apă. Amin, frați mei? Vreau să pun întrebare. Dacă cineva pune un pahar și spune, vreau să botez pe tine, prima întrebare pe care tu trebuie să pune este aceasta. Oare noi doi încapem în această pahar? Dacă nu încapeți voi doi în această pahar, atunci se spune asta nu este botez. Botez, amândoi trebuie să încapem acolo în apă și după aceea să fii botezat. Amin, frați mei?
rugăciunea este aceasta, tu și eu, să fii botezat în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin? Și Hristos spune, duceți-vă, faceți ucenici. Oricine care va crede să fie botezat în numele Tatălui și al Fiului și al lui Duhul Sfânt. Amin, frați mei? Iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul de lume. Frați mei, vreau în această timp să fac apel pentru oricine care vrea vreodată, într-o bună zi, să fie botezat în numele Tatălui și a Fiului și a Duhul Sfânt. Dacă există cineva aici, să ridică mâna. Amin? Domnul să fie cu dumneavoastră, Domnul 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 cu dumneavoastră. Amin. Vreau să spun, frații mei, Domnul să audă această rugăciunile noastre. Amin, frații mei. Rugăciunea mea este aceasta. Când Hristos va veni să ne ia acasă, tu și eu să fim găsiți să întâmpină pe ei. Amin. Și când Hristos va veni, ca noi să plecăm acasă, vreau să spun, frații mei, va fi o mare bucurie. Bucuria pe care niciodată nu va fi luat de la tine. Frații mei, cine dintre noi care vrea să fie mântuit? Hai să ne rugăm împreună. Tatăl nostru care este în ceruri, îți mulțumim, Tată, pentru toate lucrurile pe care Tu ai făcut pentru noi. Noi abia așteaptă să vede această mare zi când noi împreună cu Tine vom întâlni și niciodată să nu fi despățit. Doamne, vreau să pun înaintea Ta, poporul Tău, fiecare persoană care a venit aici, am ales să fii copii ai Tăi. Mulțumim, Doamne, de mâinile pe care noi am ridicat, pentru că noi vrem să fim mântuiți, vrem să fim botezat în aceasta adevărul și să fim mântuiți în împărăția Ta. Te rog, Doamne, hai milă de noi, ne rugăm și acum și mâinile care au fost ridicate la oamenii aceasta care sunt online. Vrem să cerem, Doamne, ca Tu să binecuvinteze și pe ei și ei să pot să știi în curând ei să fie gata să fie mântuit. Doamne, în ziua de absolvire pe care noi vom întâlni împreună, să bucurăm de studiu pe care noi am făcut, fie acasă, fie în această locul de rugăciune. Doamne, vrem să chemăm pe Tine, Tu să fii musafiri plăcute în mijlocul nostru. Te rog, Doamne, de la azi până în ziua aceea, vrem să cerem, Doamne, ca Tu să continui să fii cu poporul al Tău. Eu știu mai mulți vor întâlni cu mai multe probleme, dar Doamne, să nu îngaduie pe satana, să fură pe cineva, ajută pe noi, Doamne, noi să fim mântuiți în împărăția Ta. Unii dintre noi astăzi încă zabovim la acest program, pentru că avem anumit lucrurile care ne încurcă pe noi, dar te rog, Doamne, să nu închide ușa de har, până și noi vom fi hotărâți să fim mântuiți în împărăția Ta. Aceasta este rugăciunea noastră. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, Te-am rugat, îți mulțumim. Amen.